Because some things are just worth fighting for. Salutări, salutări, prieten, Warbringer aici și cred că astăzi o să fac o bucurie celor care joacă Zerg. Da, nici acum, nici în acest replay nu am acea bară de animație sus, este un replay mai vechi. Și astăzi o să vedem un build care presupune Roaches, Festic Spend și Queen-ul abia după acei Roaches. Meciul este pe Xel'Naga și este versus un Terran și mă gândesc că majoritatea zergilor au probleme destul de mari când este vorba de Terran și de acel opening cu Hellions care, dacă nu ești atent, te trezești că nu mai ai nicio dronă aici, mai ales când apar Helioanele alea, lumea intră în panică și aliniază dronele astea line map. Iar apoi helioanele au bonusul acela de damage extraordinar dacă unitățile sunt în linie sau lined up, cum se spune. Nu ai rost să mai comentez ce s-a întâmplat aici, este vorba de extractor trick-ul ăla. Dacă nu știți despre el, dați pe Google extractor trick. Ideea e să vedeți cum puteți să rezistați la acele helioane și nu faptul că pentru a mai produce o probă s-a început construcția acelui extractor, după care s-a dat cancel. În fine, astea se învață încetul cu încetul. Vedem că Terranul începe să-și facă acel wall, își ia gazul. Între timp doar drone de partea Zergului, primul Overlord trimis, ba nu, cel de-al doilea Overlord trimis, să vedem unde l-a trimis. Aici la acest Xel'Naga Tower, iar primul este trimis către baza Terană. Până la urmă se ia gazul, extractorul și se începe construcția acelui spawning pool. Nu știu acum dacă o să vă mai pun exact build-ul sau o să vă ofer direct acest replay să-l descărcați și apoi să urmăriți voi exact în chat și cum vreți voi acest build de zergi. Cred că o să pun replay-ul, cred că e mai util așa pentru că mi-a mai fost cerut această treabă, însă vă rog să aveți răbdare. Pentru că este foarte mult de lucru, sunt foarte multe site-uri acum cu vidcast-uri și în curând, din câte am înțeles eu, vor mai apărea niște oameni, dar se va organiza și un concurs pentru cei care doresc să devină caster în cadrul acestui proiect. Mai multe detalii o să găsiți pe VGN și pe restul site-urilor în momentul în care se va lansa acest post, nu știu câte sunt disponibile. În fine, ne întoarcem la acest replay, vedem că se construiește și acel Roach Warren și hatchery-ul a fost rântit și el. Între timp, în baza Terană, se construiește factory-ul și în continuare se minează gaz la greu. Acești overlord săraci, da, cam greu ei săraci, da. Bun. Știu că mi-a scris mulți dintre voi care sunteți zergi de ce nu aduc build-uri pentru zerg. Nu vreau să vă supăr, nu joc această rasă, nu-mi plac deloc, dar am făcut tot posibilul și am găsit niște build-uri de zergi. Sper că m-ați iertat acum. Vedem switch-ul pe factory-ul pe acest reactor și mai mult ca sigur vor începe acele helioane să iasă destul de repede. Acest overlord face spotting și vede că este build-ul acela de helioane, un marin care începe să pună presiune pe el, da, nici vorbă să-l prindă și vedem primii 4 roaches din partea lui Michael. Se îndreaptă spre baza Terran, acest SCV a văzut toată treaba asta și mi-ar place să se oprească și să-l căpăcească un pic, nici vorbă. Helioanele au ieșit, însă vor fi complet în ceață. Când este vorba de acești roaches, vedem că se încearcă un flank pe această parte, se începe și construcția acelui bunker, să vedem ce va reuși să facă Terranul, dar da, foarte, foarte frumos a dus acest overlord de la Xel'Naga Tower pentru a oferi upper vision și vedem că începe să se lucreze la această baracă, totuși acest lucru îi va permite Terranului să-și termine acel bunker. Vedem helioanele venite aici, însă din păcate nu există nicio dronă la acest expand. Să vedem ce se întâmplă dacă va intra în bază. Nu există niciun roach acolo și mare, mare greșeală, dar să ne întoarcem la această bătălie. Vedem că până la urmă s-a reușit intrarea cu acest roach în baza Terană și de aceea, ba, până la urmă se intre și cu acei helioni. Să vedem ce damage va reuși să facă. Cred eu că destul de mare. Pe bara de producție din partea zergului vedem 4 roaches acum pentru a se ocupa de acele
Helioane, iar baza terană este complet anihilată, să zic așa, în afară de acest bunker, altceva nu mai este, însă îmi place că jucătorul de Zerg, Michael, se ocupă de acest factory, apoi se va ocupa și de acel bunker când va putea să vină cu toți Roaches și vedem GG-ul din partea lui Fur. Da, deci ați văzut cum puteți să preveniți acele helioane, ideea e să aveți destui roci și să puneți presiune asupra unui teran, de menționat faptul că s-a scautat acest lucru și zergul a fost pregătit. O altă treabă destul de nasoală pentru teran a fost că a avut două helioane aici și nu a urcat cu ele decât foarte târziu, dar deja meciul era gata pentru el. Da, și cam atât de la acest build, după cum spuneam la început, o să încep să vă ofer replay-urile pentru a putea voi singur să urmăriți build-ul și să nu mai scriu eu acolo, măcar mă mai debarasez și eu de o muncă în plus. Sper că v-am ajutat pe toți cei care jucați Zerg cu acest build și nu știu dacă o să mai fac unul cu acest Roaches, mă mai gândesc. Oricum o să mai vină destule pentru Zerg sau destule. Oricum o să mai vină unul sau două pentru Zerg. Asta așa ca să nu începeți să vă transformați în revoluționari acolo și să spuneți că fac numai pentru proto și pentru terani. În fine, până data viitoare, Warbringer vă salută. Ciao, ciao!